Ah, mă vezi, Mihai? Mă vezi? Deci nu mă pricep, nu mă pricep tu. Mihai, mă vezi? Mă vezi, Mihai? Da, acum da, acum da. Bun. Spune ceva neinteligibil și m-am reconectat. Mai dă-ți și tu un restart la RTRL. Ce amuzant ești! Să știi că mi-am dat restart chiar înainte să intru cu tine online. Da, bravo. Așa, sărac, văduv, înjură, 80. 80 nu-i cam mult? Eu sincer îl văd așa, cam pe la 60. Fel de, nu știu, 70 de ani și mai vedem. Importantă e părerea lui despre Mihai, la care la un moment dat a fost Mihai. Ai găsit halatul ăla? Nu, dar am găsit bluza asta de pijama, poftim, colorată, o bască. Da, asta e bună. Așa, Așa. altceva? Un pullover, că na, ăștia, cum stau ei prin casă toată ziua, umblă îmbrăcați că fac economii la gaz. Așa, Așa. zgribuliți, încheiați. Umeri ridicați, burtos. Bun, te-ai informat, văd. Ai pregătit decorul? Da. Da, să văd. Hai. Se vede? Aha. Dorina, ceasul? Da. Punga, pungi? Ok. Borcane? Da. Îmi place, da. E bine. Hai să începem. Hai, să începem. Da? Așa. Te uiți la cameră. Veneam de la cumpărături. Am fost să-mi iau niște lapte. A Uh, apărut. vor, vorbește, vorbește rar și tremurat. Veneam de la cumpărături. Mișu, Am fost Mișu, să-mi. nu, mai rar, dar nu chiar așa de tremurat. Veneam de la cumpărături. Un pic mai repede. Veneam de la cumpărături. Am fost să-mi iau niște lapte. A apărut de după Dacia veche a vecinului de la parter. A venit ușor spre mine cu pași de pisică. Am urcat în bloc. Te uit în spatele tău. Ea după mine. Am urcat pe scări. Mai uită-te odată. Ea în urma mea. Păstra tot timpul o distanță, cum ar veni să nu mă agreseze. Am poftit-o să intre. Este larg cu mâna, zâmbet. Eu stau singur. Nu mi-a mai intrat o persoană de genul feminin în casă. Faci cu ochiul aici. De ani de zile. Soția mea a murit acum 5 ani. Am poftit-o să intre. I-am pus lapte într-o farfurie. A golit-o. I-am mai pus o farfurie. Iar a golit-o. Până la urmă, i l-am pus pe. Pleci! Ce naiba? Nu te văd. Rămâi blocat în poziția asta. Deci nu, deci stai așa. Ah! Îmi fac picioarele. Mă vezi, Mihai? Mă auzi? Mă vezi? Mihai? Da, tu mă auzi? Ah, da, acum da. Pauză scurtă. Mersi. Nu, adică de la replica i-am pus lapte într-o farfurie. Pauză scurtă, i-am pus lapte. I-am pus lapte într-o farfurie. A golit-o. I-am mai pus o farfurie. Pleci, reacție. A golit-o. Până la urmă, i l-am pus pe tot. De N-am ce eu dracu? așa musafir în fiecare zi. Ridică-te lent. I-am povestit de Hai, tine deci nu. că Deci nu. aș m-a dat moment ca Nu te-am. m-a avut Hai, cont deci. Ah. până
Care? Ok, de la internet. Capul ăsta, nu. Tătea și asculta. Tădea de cap. Mai zâmbea din când în când. M-am trezit că-i zic, măi, Dorina. M-am trezit că-i zic, măi... Miciu, nu așa. M-am trezit că-i zic, măi, Dorina. M-am trezit că-i zic, măi, Dorina. Măi, Dorina. Măi, Dorina, mai aduci tu aminte când eram. M-am emoționat. S-a emoționat și ea. Mi s-a părut că i-au dat lacrimile în anumite momente. Scoate-o, Batista, și suflă-ți nasul. Nimeni nu mai stă să ne asculte acum. Noi nu mai contăm. Poate la voturi. Rid, Mihai, rid! Ei, și tocmai când îi povesteam noi cum făceam turul României cu Dacia noastră verde... Te bat cu palmele pe picioare! A început tărășenia, că să vedeți ce se întâmplă. Aici, în spatele blocului, e un fel de... Hai, te ridici și mergi spre geam, te întorci spre scaun, iar spre geam, te plimbi ca un leu în cușcă. Da, ți-ai dracu, te lipi, oamenilor! Mamă, voastră! Ei, aici, în spatele blocului, e un fel de teren. Înainte era frumos, erau sere cu flori, era o curățenie și o frumusețe, nu ca acum. Ei, pe terenul ăsta se strâng tot felul de tineri, mai ales seara, vin cu muzică, băutură, se ceartă, se iau la bătaie, se înjură. Eu am mai încercat să le spun câte ceva așa, cu frumosul. Ce credeți că ne-au făcut? Au aruncat cu căcat pe pereții blocului. Dacă ați văzut când ați intrat, jumătate de bloc... Pe dreapta! Jumătate de bloc e izolat și văruit. Cealaltă jumătate... Pe stânga. Nu-i căcat pe pereții. Hai! Ei, așa cum a fost. Eu stau pe partea stângă, unde nu e izolat. N-am avut bani. Ridică din umeri. Păi de unde? Ei au aruncat cu căcat pe pereții blocului și pe partea izolată și pe aia neizolată. Să vezi ce s-au supărat vecinii. Mai ales să ia de pe partea izolată. Ai, Mișu, te pufnește râsul. Brusc devii din nou serios. Te plimbi ca un leu în cușcă. Mama dracului să vă ia. Să vă... ceasul. Vă leu, borcanele. Mă scuzați-te să pui borcanele. Cum vă spuneam, mi-au spus să nu mă mai iau de ei. Că nu știi ce se întâmplă, da? Adică am ajuns la vârsta asta să mă cert cu oameni cu care nu m-am certat niciodată. Nu le-am mai zis nimic. Dormim toți ca iepurii. Că ăștia, golanii ăștia, stau la chiolhanuri până la 5 dimineața. N-au servicii, n-au nimic. Se țin numai de prostii. Poliția?
nu patrulează pe aici. Eu unul nu i-am văzut. Ei, dacă sunt la poliție, vine, îi întreabă, le dă amendă pe... Ce? Ah, telefon. Alo? Da, borca, da, vecino, da, 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 ți-am zis că eu sunt băiat de treabă, cum, da, vecinico, acum. Uite cum se închide ăsta. Vecinica, frica i-a pedica, vecinica. Golani, uite, da, le dă amendă pe care oricum n-au de unde să o plătească. Tot părinții săraci din pensii. Și ce o să facă după aia? Sunt de pumnul. Golanii ăștia sunt în stare să ne spargă geamurile la toți. Strânge pumnul mai tare. Să ne spargă ușile. Atâta pumnul spre noi. Să intre peste noi și să ne calce în picioare. Desfă pumnul și dă-ne mâna lehamite. Na. Poliția nu e o soluție. Jandarmeria nici atât. Arată arătătorul. Nouă, în țara asta, ne-ar trebui un Vlad Țepeș să ia și să-i arunce în pușcării pe toți. Sau măcar un Ceaușescu. Despre geam. Dacă mă duc și spun eu ceva tâlharii ăștia... Întoarce-te. Hai, băi, băi. Da, stai că acum știu unde am rămas, nu trebuie să... E gata, Paul, nu mai. Nu, pune melodia și... Știu foarte bine unde am rămas. Stai așa. Bine. Gata, acum pun. Auzi? Gata. Asta e. Haide. Asta. Da. Da. Cu muzica. Au dat drumul distracția în spatele blocului. Fereastra mea de la sufragerie, de chiar acolo. Eu povesteam de ale noastre, dar așa un balamuc era că nu se mai înțelegea om cu persoană. Am ieșit la geam. Du-te la geam și deschide geamul. Mihai, deschide, trebuia să-ți iei camera cu tine ca să pot să te văd, nu? Altfel n-am cum să-mi dau seama că tu ai deschis geamul sau nu l-ai deschis, poate de firesc. Măi copii! Mai încet, mă, că poate vrea cineva să se odihnească. Arată spre ceas, vreau să văd ceasul. Mihai, ții camera cu tine și nu mi-aduci ceasul în față, Mihai! Iei camera cu tine și mi-arăți ceasul, e simplu. E o acțiune foarte simplă, pur și simplu. Ai luat camera, te-ai deplasat până la noptirea aia sau dulapul ăla ți-ai tu acolo, da? După care îmi arătai ceasul. Nu vii cu ceasul în fața camerei, pentru că nu asta a fost indicația pe care eu ți-am dat-o. Am spus asta foarte simplu, am pus și cuvinte. Așa. Zice unul. Las, tataie, că aveți voi timp să vă odihnești în mormânt. Na. Zici tu ce oameni. N-a trecut niciun minut și au aruncat cu o sticlă în casă. Vă arăt. Sticlă în casă. Eu aici, ia pe fotoliul ăsta unde stau eu acum. Vă arăt. Sticla a zburat pe geam, că era deschis și pe beau atras. În direcția ei. Ea fiind o sprinteneală extraordinară, s-a ferit imediat. Dar imediat. Că asta e situația. Mihai, mi-ai oprit cumva microfonul?
Mi-ai oprit microfon. Tu n-ai auzit absolut nimic din ce ți-am spus eu până acum, nu? Eu am vorbit pur și simplu așa. Deci n-ai auzit absolut nimic. Nimic, nicio indicație pe care ți-am dat. Băi, Mihai, tu ești conștient că noi în 3 zile avem examen? Că o să vină câțiva profesori să ne vadă? Să vadă ce am lucrat? Serios? Nu știu, ți se pare amuzant? Pur și simplu ți-am cerut să fii atent, atâta tot, nimic mai mult. Eu aici, ia pe fotoliu ăsta unde stau eu acum. Vă arăt. Sticla a zburat pe geam, că era deschis și perdea o atrasă în direcția ei. Ea fiind o sprinteneală extraordinară, imediat s-a ferit. Mihai, fă o tumbă rapidă, Mihai. Și sticla s-a făcut țembări de televizor. Mihai, îți dau lacrimile. Și televizorul s-a făcut țembări. Eu am înlemnit că asta era singura mea bucurie. Ei, și atunci ea m-a luat în brațe. Tie în brațe. M-a strâns, uite așa, și apoi, într-o secundă, sari spre geam. A sărit pe geam! A zburat pe geam, ce e pentru ea etajul 1, că am văzut eu la televizor cu ce viteză sar. A sărit și am auzit imediat urlete, i-a luat la fugărit. Dar știi cum? Așa a ieșit toată lumea din casă la geam să vadă. Dar n-a apucat nimeni să vadă nimic. Au dispărut cu toții, au dispărut și ea tot din părinte de mașini, la fel cum așa a apărut. Că n-a mai venit ea în spatele blocului de Anca. La pâine de aruncat cu căcat, că nu poate și-a... Băi, Mădălina! Mădălina! Nu era așa! Băi, stați puțin! Stați! Băi, stați, stați așa! Băi, nu era așa! Deci, Mădălina, fii atentă! Tu trebuia să nu râzi! Trebuia să nu râzi, da? Și Mihai când venea și spunea, tu trebuia să reiei! Asta era, spuneai, Mihai, hai să reluăm repetiția, hai să începem de la început. Ce, unde-s? Actor de căcat. Băi, Mihai! Poate, dar unde e doamna regizor? Au, s-a supărat oare? S-a supărat și-a plecat. Cic, da, m-am supărat! Da! Super, 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 super. Mulțumesc frumos, vă pup. Vă mulțumesc pentru repetiție și ne vedem mâine. Mi-am mutat niște chestii, vă spun mâine, da? Bine, pa, pa. Bye, love you guys.